sunt Alina și îți arăt astăzi o rețetă foarte simplă de preparare a unui săpun acasă prin metoda saponificării la rece. Eu am preparat un săpun cu gălbenele și ulei esențial de liceea. Pentru prepararea oricărui săpun prin această metodă, ai nevoie, în primul rând, de materiale de protecție, o pereche de ochelari de protecție, mănuși de cauciuc, o mască nazală și de niște haine de care să nu-ți pară rău dacă le pătezi, pentru că e posibil să sară pe tine tot felul de substanțe. Ca ingrediente ai nevoie de uleiuri vegetale sau un amestec de uleiuri vegetale, cele pe care le preferi tu, de o soluție de sodă caustică preparată prin amestecarea fulgilor de sodă caustică cu apă de izvor sau infuzie de plante sau sucuri de fructe, la care mai poți adăuga plante medicinale, uleiuri esențiale, în funcție de preferințele tale și de ceea ce dorești să obții. De asemenea, vei mai avea nevoie de un cântar de bucătărie cu precizie de 1 gram, de vase în care îți vei cântări uleiurile, apa, lichidul pe care îl folosești la prepararea soluției de sodă, de spatule cu care să poți manevra soda caustică și pulberile de plante sau cu care vei avea nevoie să amesteci uleiurile, respectiv uleiul cu soluția de sodă caustică. Și un mixer vertical cu care vei definitiva amestecul acestora. Voi prepara soluția de sodă caustică prin turnarea puțin câte puțin a fulgilor de sodă în infuzia de gălbenele. Întotdeauna se adaugă soda caustică în lichid și nu invers, pentru că este posibil să se producă mici explozii. Nu avem nevoie de accidente. Soluția trebuie amestecată în continuu până se dizolvă complet cristalele de sodă caustică, după care soluția se lasă să se răcorească. În mod teoretic ar trebui să ajungă la o temperatură între 33-43 de grade. Eu nu mai folosesc termometru, dar mă ghidez manual după temperatura exterioară a vasului și mai am puțin un criteriu, se limpezește soluția când scade temperatura, acum este un pic opalescentă. Aceasta este leșia. Deja nu se mai aud zornăi în cristalele, soluția este încă tulbure. O voi lăsa deoparte și voi pune la încălzit uleiul pentru a ajunge la o temperatură tot la fel, între 33-40 de grade. Uleiurile se pun la încălzit la foc mic și se amestecă din când în când pentru omogenizare. Atunci când este un amestec de uleiuri așa cum folosesc eu, se și vede că ele nu sunt omogene. Reacția chimică este tot cu degajare de căldură și voi turna soluția de sodă în ulei. Amestec întâi cu o spatulă puțin, până devine ușor opalescent conținutul, după care voi folosi mixerul vertical. Deja a devenit ușor opalescent. Întotdeauna îmi pun o farfuriuță la îndemână să pot să las spatule, lingurițe și ce mai folosesc eu. Când a început compoziția să lase așa ușor o urmă și are aspectul unei budinci, e momentul să punem plantele și uleiul esențiale. Eu le-am pregătit aici într-un amestec. După care mai amestec puțin ca să omogenizez. Și săpunul este gata. Da, deja s-a închegat frumos, da. Îl voi turna acum în formă. Îl netezez puțin. Uneori mai turn și al doilea strat.
și atunci îi dau un pic o formă neregulată, pentru că după înghegare și tăiere are un aspect mai estetic. Așa, și o spatulă care netezez mai bine. Nu este suficient. Acum îl voi acoperi cu o hârtie de calc pe care mi-am pregătit-o de la început. O să-l învelesc cu o păturică și îl voi lăsa așa închis o zi sau două, după care poate fi tăiat. Iar după tăiere îl voi lăsa la uscat și saponificat încă 4 până la 6 săptămâni. Pentru că procesul de saponificare la rece este mai lent.